Idila lui Răzvan. Foaie verde și un bilet, Murphy este la 3 net. Este adevărat, există în natură legi despre care nu se învață la școală. O parte au fost descoperite de faimosul Murphy, o altă parte a apărut din experiența comună a noastră a tuturor. Le știm, le trăim, le conștientizăm. Legile naturii fac parte din viața noastră. Să nu-mi spuneți că nu le-ați experimentat, că nu vă cred. Legea mecanicii. Imediat după ce ți se murdăresc mâinile de vaselină, o să înceapă să te mănânce și nasul. Sau legea gravitației. Orice șurub, cui sau unealtă, atunci când scapă pe jos, se va rostogoli până în cel mai inaccesibil loc. Legea probabilității. Probabilitatea de a fi văzut este direct proporțională cu gestul penibil pe care îl faci. Sau legea numărului aleator. Dacă formezi un număr greșit, n-o să sune niciodată ocupat și o să răspundă cineva imediat. Așa este, ni s-au întâmplat tuturor, ca și celelalte legi pe care le enunțăm astăzi. Legea alibiului. Dacă îi spui șefului că ai întârziat la birou pentru că ai avut pană, dimineața următoare chiar o să ai pană. Legea variației. Dacă ești în trafic și schimbi benzile de mers, cea pe care te-ai mutat o să meargă mai repede decât cea pe care te afli. Legea întâlnirilor neprevăzute. Probabilitatea de a întâlni pe cineva cunoscut crește dramatic atunci când ești cu cineva alături cu care nu vrei să fii văzut. Legea rezultatului. Atunci când vrei să demonstrezi cuiva că un aparat nu funcționează, o să funcționeze. Acestea și multe altele sunt legi pe care le trăim inevitabil aproape în fiecare zi. Sunt la fel de exacte pe cât sunt și legile fizicii care ne-au făcut viața frumoasă în vremea liceului. Sunt atât de precise încât mă mir că nu se studiază în regim organizat. Dar niciodată nu este prea târziu. La cât de des se schimbă legea învățământului, este posibil ca în următorii ani aceste legi ale naturii să devină subiecte de bacalaureat. Mult succes! Idila lui Răzvan.